așa profesori inteligenți care ne arată drumul în viață și cred că lor sperăm să le fie foarte plăcut de surpriza noastră. Și cât de important este decorul unui set cu această ocazie? Eu cred că aceasta este prima impresie, reprezintă prima impresie pentru profesori și ei vor vedea în ce, pentru ce, în ce noi suntem în stare pentru ei. Dacă vă așteptați la o surpriză deosebită astăzi din partea reciprocă dumneavoastră. Dar toate surprizele sunt deosebite. Fiecare zi mi le fac așa ca azi, cred că nu o să fac excepție. Nu fac azi, cred că mulțumim. Pregătiești. Cu ocazia zilei profesorului. Și vreau să vă întrebăm dacă vă așteptați la ceva deosebit din partea reciprocă dumneavoastră cu această ocazie. Surpriză nu mai pomenită. Eu în toată ziua mă aștept la ceva neobișnuit. Eu cred, sper că astăzi chiar va fi ceva neobișnuit. Alți cu voi sunt dumneavoastră, alții sunt alte timpuri și deosebit neapărat la timpul. Deosebit din partea reciprocilor în ziua de astăzi. Astăzi sau în general? Astăzi, pe ocazia zilei profesorului. Eu cred că voi întotdeauna sunteți disponibili să arătați ceva deosebit. Da. Și pentru ocazia zilei profesorului, aș vrea să vă întreb dacă vă așteptați să vă surprize din partea. Da, așa era. Așteptați la ceva în mare sau așa? Pe concret, o să fie frumos? Cred că da. Mulțumesc frumos, Cristel. Zilei profesorului. Vă mulțumesc. Vă așteptați la ceva surprize astăzi? Eu astăzi mă aștept să văd multe fețe zâmbind, căci asta zâmbetul mi este mie pe buze. Și asta vreau de la copii. Zâmbetul. Zilei profesorului. Vreau să vă întrebăm ce vă așteptați la ceva anume surprize din partea elevilor? Nu așteptăm de partea elevilor, numai că ei sunt predispuși să ne onoreze cu aceste surprize mai cu seamă în zilele pe care le dăm posibilitatea aceasta. Din lipsa de timp, tot timpul noi ne cedăm să ne trezim pe ceea ce e dat și cu ce ne frică. Mulțumesc! Nu te vor intra profesorii să-și vadă surpriza. Thank you.
Dar nu alintam. Vă mulțumim, mă, dragi profesori. Pentru încurajare. Pentru apreciere. Pentru siguranță. Pentru generozitate. Pentru adevăr și dreptate. Învață să găsească dragoste în lume. Dacă copiii trăiesc în recunoștință, îi învață să aibă înțel. Dacă copiii trăiesc în generozitate, îi învață să fie generoși. Dacă copiii trăiesc în cinste și dreptate, îi învață ce înseamnă adevăr și justiție. Dacă copiii trăiesc în siguranță, îi învață să caută independenții și cei. Dacă copiii trăiesc în prietenie, îi înțeleg că există un loc frumos pentru om pe care se poate lucra. Dacă copiii trăiesc în seminătate, învață să aibă încredere în sine. Thank you.
profesoară Cantaragiu! Cantaragiu! Eu cred că acesta este un mesaj ciurat a profesorului Cărulea, să știm, o să-l disprează. Medalie de onoare pentru cel mai încăpător, CGBD! Yeah.
universității, nu o să o spuneți. Deci ar putea spera absolvenții anul acesta că vă rămâne memoria dumneavoastră pentru totdeauna. Memoria mea, de exemplu, pentru totdeauna. Deci, în primul rând, am fost un pic șocată că, într-adevăr, n-am știut că se organizează așa ceva. Mi-a plăcut foarte mult, enorm de mult, de mult și vă mulțumesc, într-adevăr, foarte mult pentru ceea ce ați făcut. Da. Și am zis că am fost spera absolvenții anul acesta că vor rămâne în memoria acestui liceu. Sigur. La sigur o să rămâneți întotdeauna în memoria noastră. Și nu numai pentru ceea ce ați făcut astăzi, dar și pentru ceea că, într-adevăr, ați fost elevii noștri și am lucrat cu voi. Asta e. Care sunt impresiile noastre după așa o surpriză? Impresiile sunt extraordinare. Ați fost la, dacă putem zice așa, la nivelul net superior tuturor elevilor din... dintre ele, acelor elevi din Gdańsk, ați fost super și eu vă mulțumesc mult pentru atenția acordată profesorilor. Să știți că ei o merită pe deplin. Spuneți-vă frumos, acum că am făcut această surpriză, credeți că o să rămânem în memoria dumneavoastră? O să vă aduceți aminte din noi așa ca... Fără îndoială. Noi întotdeauna ne aducem aminte de elevii noștri. Altceva e că ne dorim la fel ca și elevii să aducă aminte de noi. Adică din fața liceului Spiru Caret, ați urmărit surpriza claselor de 11-a, pentru profesorii se organizată cu ocazia zilei profesorului. Eu am fost reporterul Criga Zeghina, cu Spiru Caret în Chișinău. Mulțumesc!